Sondele spațiale preferate ale tuturor Voyager sunt din nou pe prima pagină a ziarelor. Recent părea că aproape am pierdut definitiv comunicarea cu Voyager 1. La 12 decembrie 2023, NASA a raportat că sistemul de date de zbor al Voyager 1, format din 3 computere de bord, a început să trimită pe Pământ date binare, un model repetat de 1 și 0, care nu avea niciun sens pentru ingineri. Când s-a produs prima defecțiune, inginerii încă mai puteau trimite semnale către sonda îndepărtată și puteau spune dacă aceasta încă funcționa, dar era clar că ceva nu era în regulă. Primul lucru pe care NASA l-a încercat a fost repornirea sistemului, dar nu a funcționat, iar sonda a continuat să vorbească fără sens. Cu toate acestea, după luni de zile în care au încercat toate trucurile posibile, inginerii NASA au găsit în cele din urmă o soluție. Vom ajunge la aceasta într-un moment, dar mai întâi să aruncăm o privire mai atentă la sonda Voyager 1 și vei vedea cât de remarcabil a fost faptul că echipa de ingineri a găsit o soluție pentru defecțiune în primul rând. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Sondele Voyager. În primul rând, este uimitor faptul că sondele Voyager 1 și 2 călătoresc în spațiu de aproape 47 de ani, iar NASA face tot posibilul pentru a menține sondele operaționale. Scopul lor nu este doar de a stoarce cât mai multe date despre spațiul interstelar, ci și de a le menține operaționale pentru cea de-a 50-a aniversare a lor în spațiu. Voyager 2 a fost lansată prima dată pe 20 august 1977, iar Voyager 1 pe 5 septembrie 1977, fiind astfel cele mai vechi sonde spațiale active. Unul dintre cele mai remarcabile lucruri despre sondele Voyager este că au fost proiectate să reziste doar 4 ani. Când defecțiunea de comunicații a Voyager 1 și-a făcut apariția, inginerii NASA s-au gândit că ar putea fi sfârșitul comunicațiilor cu Voyager 1, spunând că a fost o situație foarte tensionată. Cu siguranță nu vrem să pierdem comunicarea cu sonda după tot ceea ce a realizat și prin ce a trecut, au spus ei. Voyager 1 este o sondă spațială foarte importantă, care a realizat câteva fapte remarcabile. Este o legendă științifică. A descoperit că unul dintre sateliții lui Jupiter, Io, nu era doar o rocă moartă, ci o lume supervulcanică. Această imagine prelucrată color a unui vulcan de pe lună care erupe în spațiu a fost atât de incredibilă încât a uimit pe toată lumea și a fost o surpriză uriașă pentru oamenii de știință de la NASA. În plus, această imagine uluitoare a lui Saturn captată de Voyager 1 a uimit pe toată lumea. Nu numai că imaginile au fost incredibile, dar sonda a descoperit de asemenea că cea mai mare lună a lui Saturn, Titan, ar putea avea apă lichidă pe suprafața sa. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care sonda le-a descoperit. Așadar, ce s-a întâmplat cu Voyager 1 și ce a făcut ca sonda să nu mai comunice normal? Se pare că un sistem critic a luat o razna. Sistemul de date de zbor al Voyager 1 este o componentă esențială care permite navei spațiale să funcționeze autonom în timpul călătoriei sale în spațiul îndepărtat. În prezent, sonda se află la o distanță incredibilă de 24 de miliarde de kilometri de Pământ. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, nava se află la o distanță de peste 160 de ori mai mare decât cea dintre Pământ și Soare. Faptul că putem comunica cu ea este o dovadă a ingeniozității și perseverenței inginerilor NASA. Defecțiune. Sondele Voyager sunt o realizare uimitoare.
dar există un motiv uluitor pentru acest lucru, despre care nu mulți oameni știu. Vom vorbi despre asta în câteva momente, dar mai întâi să revenim la defecțiune. Sistemul de date de zbor al Voyager 1 este alcătuit din diverse componente care lucrează împreună pentru a gestiona operațiunile navei spațiale. Acestea includ computerul central, unitățile de stocare a datelor, interfața de comandă și sistemele de telemetrie. Computerul principal de la bordul Voyager 1 este subsistemul de comandă și date, CDS, care procesează comenzile trimise de pe Pământ și gestionează funcțiile navei spațiale. În cazul în care nu sunteți familiarizați cu componentele de la bordul navelor Voyager, sistemul computerizat al Voyager 1 este foarte primitiv în raport cu standardele moderne. Subsistemul de comandă și date are doar 68 de kilobiți de memorie și o viteză de procesare de doar 88 de kHz, ceea ce ar însemna aproximativ 8.000 de instrucțiuni sau cicluri pe secundă. Pentru a vă face o idee despre cât de primitiv este acest lucru, o unitate centrală de procesare modernă cu o viteză de ceas de 3 GHz execută 3 miliarde de cicluri pe secundă, iar majoritatea smartphone-urilor din prezent au peste 32 de giga de memorie. Diferența de stocare este ca și cum ai avea o cană cu 68 de picături de apă față de 32 de piscine olimpice cu apă. Problema cu defecțiunea a apărut în sistemul de date de zbor, care este o componentă esențială a arhitecturii generale a navei spațiale, responsabilă cu gestionarea și prelucrarea datelor colectate în timpul misiunii sale. Scopul principal al sistemului de date de zbor este de a colecta, procesa și trimite pe Pământ datele științifice colectate de instrumentele și experimentele Voyager 1. S-ar putea spune că este sistemul nervos central al navei spațiale, care coordonează diferite subsisteme și asigură buna funcționare a acesteia pe tot parcursul călătoriei. După luni de zile în care au încercat să afle ce se întâmplă, inginerii de la NASA au descoperit că aproximativ 3% din memoria sistemului de date de zbor a fost coruptă. Este posibil ca defecțiunea să fi fost cauzată de particulele încărcate din spațiul îndepărtat, sau ar putea fi pur și simplu din cauza vechimii. Bineînțeles, inginerii misiunii nu au putut repara chipul, așa că ceea ce au făcut a fost să rupă codul corupt păstrat pe chipul defect în bucăți pe care le-au putut băga în colțuri libere ale memoriei sistemului de date de zbor. Prima corecție a fost transmisă sondei Voyager 1 pe 18 aprilie 2024, cu un total de peste 40 de miliarde de kilometri de parcurs de la Pământ la nava spațială și înapoi, echipa NASA a trebuit să aștepte aproape 2 zile întregi pentru a primi un răspuns de la sondă. Însă, la 20 aprilie 2024, NASA a primit un răspuns de la aceasta, care a anunțat că soluția a funcționat. Acum, inginerii vor trebui să rescrie restul codului pierdut al sistemului de date de zbor în următoarele săptămâni. Acesta va include comenzi care vor restabili capacitatea sondei de a trimite acasă date științifice mai importante. Aceasta este departe de a fi prima dată când sondele au avut defecțiuni. Anii lungi petrecuți în mediul dur al spațiului îndepărtat și-au pus amprenta asupra lor, însă rezistența și ingeniozitatea inginerilor NASA continuă să mențină sondele Voyager operaționale, împingând limitele a ceea ce știm despre sistemul nostru solar și nu numai. Alte probleme ale sondelor Voyager. Mediul dur al spațiului a fost dificil pentru Voyager 1 și 2. Contactul cu Voyager 2 a fost pierdut în august 2023, iar inginerii au crezut că aceasta va fi ultima dată când vom mai auzi de el. Cu toate acestea, doar câteva zile mai târziu, comunicarea a fost restabilită. Din cauza duratei lor lungi în spațiu, inginerii NASA
au fost nevoiți să oprească unele dintre sistemele sondei. În prezent, Voyager 1 are 4 din cele 10 instrumente în funcțiune, în timp ce Voyager 2 are 5 din 10 încă operaționale. Pentru a economisi energie, inginerii NASA au oprit încălzitoarele și alte sisteme pentru a păstra antena de mare câștig, care este principalul punct de contact cu Pământul. Instrumentele active includ magnetometrele și magnetometrul de câmp scăzut, care măsoară câmpurile magnetice ale Soarelui și ale planetelor exterioare. O descoperire cheie a acestor instrumente a avut loc în 2015, când Voyager a descoperit că, chiar și după heliopauză, adică marginea exterioară a heliosferei care acționează ca suprafața bulei care înconjoară sistemul nostru solar, vânturile solare pot redirecționa câmpul magnetic al particulelor încărcate pe care le întâlnesc. Instrumentele pentru particulele încărcate de energie joasă sunt de asemenea încă active pe ambele sonde. Acest instrument a ajutat cercetătorii să localizeze heliopauza în 1993, după o explozie violentă de activitate solară din partea Soarelui. Propulsoarele cu hidrazină sunt încă active pe ambele nave, propulsând navele spațiale și contribuind la menținerea căldurii. Ambele sonde au de asemenea un scut împotriva micrometeoriților care protejează instrumentele din partea din spate a navei spațiale de praf și particule minuscule. Instrumentele țintă de calibrare optică care calibrează instrumentele cu particule încărcate ale fiecărei sonde sunt de asemenea încă alimentate. Aceste instrumente au fost utilizate de nenumărate ori în timpul călătoriilor lungi în spațiul cosmic. Alte instrumente de pe sonde sunt oprite, iar unele sunt oprite de zeci de ani pentru a economisi energie. În afară de instrumente, generatoarele termoelectrice cu radioizotopi ale sondelor sunt esențiale. Aceste generatoare utilizează plutoniu-238 pentru a alimenta navele și a le menține calde, permițând sondelor să își prelungească misiunile pentru o perioadă atât de lungă. Cu toate acestea, ele încep să slăbească și în cele din urmă vor înceta să funcționeze complet, punând capăt misiunilor Voyager pentru totdeauna. Acea zi ar putea veni foarte curând. Cu toate acestea, chiar și atunci când sondele vor tăcea, ele nu vor fi inutile. Ambele nave spațiale poartă un mesaj de la Pământ pentru alte civilizații care le-ar putea întâlni. Discurile de aur Voyager, discuri fonografice aflate la bordul ambelor nave spațiale Voyager, oferă un instantaneu al Pământului și al locuitorilor săi. În plus, există o diagramă care arată locația Soarelui în raport cu 14 pulsari, care poate fi utilizată pentru a determina momentul și locul de origine al navei spațiale. Da, dacă există extraterestri ostili acolo, tocmai le-am dat indicații către planeta noastră. S-ar putea să nu le pese că scopul principal al înregistrărilor de aur este de a transmite un mesaj de bunăvoință din partea omenirii către orice ființă extraterestră care ar putea intercepta sondele Voyager. Să sperăm că asta nu se va întâmpla prea curând. Concluzie. Acum, îți amintești că am zis că avem ceva uluitor să-ți spunem? Este vorba despre faptul uimitor că încă mai putem comunica cu sondele, deși ambele se află la peste 24 de miliarde de kilometri distanță. Voyager 1 se îndepărtează de noi cu aproximativ 38.000 de kilometri pe oră, iar Voyager 2 se deplasează cu aproximativ 35.000 de kilometri pe oră. Ambele sonde Voyager își continuă misiunea de a explora spațiul interstelar și de a transmite pe Pământ date științifice valoroase. Ele rămân cele mai importante obiecte create de om, operând dincolo de influența vântului solar al Soarelui în mediul interstelar. Acestea sunt cu adevărat o dovadă a ingeniozității imaginației umane.
Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.